Bună! Bine ați venit, bine ați revenit! Mă bucur să facem o emisiune specială despre îndeplinirea dorințelor, despre manifestarea dorințelor. Este ceva ce eu aplic în viața de zi cu zi și mă bucur foarte mult să împărtășesc. Astăzi am găsit și o ocazie specială să împărtășesc. Dați-mi de veste dacă auziți, dacă vedeți bine, fiindcă îmi doresc să beneficiați la maxim de tot ceea ce am să vă împărtășesc. Și fiindcă o bună prietenă mi-a reamintit dimineață că este lună nouă, lună nouă însemnând că începe să crească de acum luna, m-am gândit cât de bine este să împărtășesc cu ceilalți despre manifestarea dorințelor, astfel încât cu toții să beneficiem nu doar de evenimente astrologice speciale, pentru că întotdeauna putem să facem noi o zi să fie specială, dar cu atât mai mult putem să fim mai atenți în momentul în care și astrele se așează. Bun, deci ne auzim, ne vedem, super! Mă bucur foarte mult! Bun, deci avem manifestarea dorințelor și aș vrea să-mi răspundeți sau să vă răspundeți dacă aveți o agendă și lucrăm împreună. Dacă vă interesează să vă îndepliniți dorințele, dacă dorințele sunt importante, dacă vă propuneți să vă îndepliniți dorințele și dacă se întâmplă acest lucru, deci dați-mi de veste sau pur și simplu scrieți acolo, pentru că este important să avem dorințe. În momentul în care avem dorințe, setăm o direcție către care ne îndreptăm. Este importantă și călătoria și este importantă și direcția. Și de multe ori ne focusăm prea mult la ce se întâmplă pe parcursul călătoriei și mai puțin la destinație unde vrem să ajungem sau poate invers. Este important să ne cunoaștem felul nostru de a fi și ce ne entuziasmează atunci când ne punem dorințe. Super! Deci se pare că doriți să vă îndepliniți dorințele. Acesta este primul pas, pentru că Universul, energia creației, energia toate creatoare, Dumnezeu sau cum vrea fiecare să numească energia tot ceea ce este, întotdeauna are un singur răspuns la tot ceea ce noi emitem, fie că este gând, fie că este cuvânt, fie că este acțiune. Și întotdeauna răspunsul este da. Important este să conștientizăm noi ce emitem, pentru că în funcție de ceea ce transmitem către Univers, către energia toate creatoare, primim răspunsurile potrivite. Nu întotdeauna suntem conștienți, fiindcă datorită experiențelor trecute, avem un anumit fel de a gândi, un anumit fel de a crede și acestea sunt credințele noastre. Ori de câte ori spunem eu cred că, acestea sunt credințele noastre. Deci, indiferent de ce religie, indiferent de ce orientare are fiecare dintre noi, toți folosim la un moment dat eu cred că. Și ori de câte ori spunem eu cred că, atunci vorbim despre credințele noastre și despre felul în care acestea se manifestă. Numai că uneori le spunem cu atât de multă ușurință și le-am repetat de atât de multe ori, încât nici măcar nu ne mai dăm seama. Și să revenim. Deci este lună nouă, ceea ce înseamnă că luna începe să crească și este un moment bun și pentru noi să ne dăm voie să creștem acolo unde ne dorim. Și la fel ca într-o grădină, noi suntem cei care ne ducem atenția și focusul unde vrem să creștem. Deci, în primul rând, avem nevoie să ne gândim unde vrem să ducem această atenție, să ducem această energie. Deci, chiar acum te rog să te gândești unde, dacă ai avea o baghetă magică, unde ți-e duce această energie și unde ai vrea să se manifeste dorințele? Să fie în domeniul sănătății, să fie în domeniul profesional, să fie în domeniul relației. Este puterea intenției. Câmpul intenției lucrează foarte bine. Deci, în momentul în care ai o intenție, intenția efectivă te ajută să duci mai departe această dorință către îndeplinire. Se creează un câmp de energie în jurul intenției, pentru că intenția, de fapt, este puțin mai înainte de energia gândului. În momentul în care pui intenție, este ca și cum te duce la rădăcină și, de fapt, de acolo ți iei și stabilitatea și ți iei toată puterea.
Super. Deci se pare că doriți să îndepliniți dorințele. Haideți să vedem acum dacă scrieți câteva dorințe. Deci dacă scrieți, să zicem, 5 dorințe, cum le scrieți? Cum începe să le scrieți pe hârtie? Vreau să am, vreau să fac sau vreau să fiu? Cum sună ele? Deci lăsați-le libere, după aceea am să vă spun ce semnifică pentru noi, de fapt, pentru că noi avem nevoie să conștientizăm ce semnifică. Cum sunt dorințele? Îți propui mai mult să ai anumite lucruri, să ai anumite experiențe, să ai ceva care simți că nu ai? Îți propui mai mult să faci? Sau îți propui să fii într-un anume fel? Deci cum îți propui mai mult? Gândește-te, pentru că este important cum este antrenată mintea. Este antrenată să-și dorească material, ceea ce este foarte bine, deci nu este nimic greșit în a dori material. Este antrenată să facă acțiuni și ce mai avem de făcut? Sau este antrenată să meargă către stări, către stări de a fi, către experiențe? Deci cum îți enunți dorințele? Bun. Este minunat dacă conștientizăm în momentul în care ne dorim ceva, unde avem noi setată energia și unde avem direcția setată, pentru că în felul acesta putem să ușurăm foarte mult călătoria. Este foarte important în momentul în care plecăm la drum să ne dăm seama că vrem să plecăm la drum. Deci dacă vrei să pleci la drum, înseamnă că știi către ce te îndrepți. Uneori nu știi destinația completă, dar știi că vrei să mergi într-o anumită direcție, ceea ce este foarte bine. Și este important să te hotărăști să pleci la drum. Pentru că dacă stai, meditația este foarte bună și eu o iubesc foarte mult, dacă stai și doar spui îmi doresc, îmi doresc, îmi doresc, îmi doresc, fără acțiune, nu ai cum să primești ceea ce îți dorești. Însă este important și să stai înainte să pleci, să stai și să te gândești unde pleci. Deci este importantă partea aceasta de a sta un pic și a te gândi, ok, încotro mă îndrept, încotro vreau să meargă dorințele mele, care este destinația mea, dar după aceea neapărat este nevoie să trecem și la acțiune. În momentul în care trecem la acțiune, gândiți-vă ca o mașină care este în mișcare, nu o poți opri imediat. Așa este și cu dorințele noastre. Durează puțin până când o pornești, până când o pui în mișcare, însă dacă ai pus-o în mișcare, ea începe deja să meargă pe o anumită direcție și să fie mult mai ușor să se mențină pe drum. Deci ai nevoie mai întâi să stai, să te asiguri că îți iei ce ai nevoie la drum și după aceea să mergi în această călătorie. Bun, am promis unei prietene că îmi pun și eu uleiuri în aroma difuzor odată cu ea și m-a întrebat ce ar fi potrivit să pună în seara aceasta și eu i-am spus să pună ulei de frankincense de tămâie, ulei pur și ulei de wild orange. Am să pun și eu, de ce? Pentru că tămâia ne duce pe vibrații înalte și legat de asta este bine să ne purificăm prima dată locul în care suntem. Deci ori de câte ori vrei să-ți îndeplinești o dorință, asigură-te că ți-ai făcut liber în spațiul în care ești, fie că este vorba de spațiu fizic, fie că este vorba de spațiul energetic. Deci dă-ți voie mai întâi să lași liber acolo unde ești și unde vrei să-ți îndeplinești dorințele. Poate ți-ai o agendă, ți-ai un caiet, este foarte bine. Și am să vă rog, deci începând de astăzi, este ceva ce eu fac de mult timp, îl numesc eu caiet de miracole. Și o să vă ajute foarte mult să îndepliniți dorințele, pentru că te ajută să setezi direcția și să te menții pe această cale către îndeplinirea dorințelor. Bun, am să vă spun lucruri foarte frumoase care de mult de-abia așteptam să le împărtășesc. O să vă spun mai întâi puțin, doar o clipă. Așa, deci o să vă spun mai întâi puțin cine sunt pentru cine nu mă cunoaște. Sunt Laura Popescu, mă găsiți ca și Magia Bucuriei, sunt instructor certificat Theta Healing. Theta Healing este tehnica care mie mi-a schimbat viața și care lucrează cu energie de lumină și de iubire, energia toate creatoare.
și cu mintea subconștientă, reușim să ne reprogramăm mintea subconștientă. Sunt life și business coach acreditat, este de folos pentru că știu cum să pun întrebări și cum să ascult și este un antrenament pe care îl capăți în timp, este foarte de folos atunci când facem tehnica Theta. Sunt certificată pentru a lucra cu uleiuri pure, esențiale. Sunt certificată și pentru tehnica aromatică, este o tehnică tot cu uleiuri esențiale. Sunt certificată și pentru tehnica Symphony of the Cells, tot așa o tehnică cu uleiuri esențiale. Ele mi-au schimbat mie viața, deci vă împărtășesc lucruri care mie mi-au făcut bine și celor din jurul meu. Și sunt trainer de terapii complementare, masaj cu miere, guașă, ventuze, le dau mai departe, masajele acestea. Am peste 20 de ani de experiență de spa, am lucrat în spa-uri de lux și toată această experiență o împărtășesc cu mare drag mai departe. Tehnica Theta Healing mi-a schimbat viața, astfel încât am peste 21 de certificări, dintre care 8 sunt de instructor, pe care le dau mai departe cu mare drag, adică la fiecare curs, când alegeți să veniți, pe lângă faptul că susțin fiecare persoană prezentă la curs să-și dea la o parte blocajele, fiecare învață aceste instrumente și le poate folosi în viața de zi cu zi ca să-și îndeplinească dorințele. Bun, și să revenim. Deci, pentru îndeplinirea dorințelor, este nevoie să fim pe o anumită vibrație. Ați văzut, indiferent de dorința pe care o avem, este nevoie să te pui într-o anumită stare. Și poate uneori nu ați conștientizat starea în care este necesar să fim atunci când ne îndeplinim dorința, însă este de folos. Am să vă împărtășesc că astăzi e ceva care, la fel, aduce foarte multă claritate și care mie mi-a adus foarte multă claritate pentru mine, în primul rând, și apoi în toate ședințele de coaching și în tot ceea ce am împărtășit mai departe pentru a înțelege cum este vibrația noastră. Și este vorba de piramida conștiinței. Este făcută de un doctor, sper că o vedeți destul de mare, mi-a spus dacă pot să fac mai mare, da, cred că e destul de mare. Este, doctor David Hawkins a scris foarte multe cărți, nu mai este printre noi, dar a lăsat materiale foarte importante și el a făcut această piramidă a conștiinței, care să știți că o să aducă foarte multă claritate, mai ales din punct de vedere al îndeplinirii dorințelor, ce facem acum. De ce? Pentru că noi avem nevoie să fim pe o anumită vibrație. Deci ziceam de a fi, a face și a avea. Să fim pe o anumită vibrație ca să putem să avem ceea ce ne dorim. Și să putem să facem lucrurile într-un anume fel. Este important să și fim, să și facem și să și avem, însă în momentul în care suntem în starea potrivită, avem energie, avem putere. Și cartea în care doctorul David Hawkins a explicat se numește Putere versus Forță. Acum, dacă o aveți și n-ați citit-o sau dacă cumva nu o să puteți să o citiți, să știți că este absolut normal. Eu prima dată când am cumpărat-o a fost la primul meu curs de dezvoltare personală acum mulți ani, nu știu, peste 15 ani de zile. Și am cumpărat-o fiindcă mi-a fost recomandată și mi s-a spus că are o vibrație înaltă și că o să îmi prindă bine acolo măcar la raftul de bibliotecă. Și ce vreau să vă împărtășesc și este minunat în momentul în care înțelegeți această parte, vă aduce foarte multă claritate pentru îndeplinirea dorințelor. În funcție de starea noastră și de gândurile noastre, de emoțiile noastre, de trăirile noastre, suntem pe un anumit nivel. Între 0 și 1000. 0 este lipsa de viață, este când nu există viață, nu există activitate, nu există nimic, iar 1000 este starea de iluminare. Și haideți să vedem acum cum ne ajută. Până în vibrația 200, noi suntem în această zonă de hiperactivitate sau de inerție. Prima dată este inerție. Și cred că o să vă luați și notițe că o să vă fie foarte de folos. Dacă experimentezi un sentiment de rușine, în legătură cu dorința ta, fiindcă vorbim acum mai ales de dorințe. Dacă ți este rușine de dorința ta, nici măcar nu o poți spune altei persoane.
Poate nici cu tine nu îți vine să spui această dorință. Sau dacă, să zicem, că ți este rușine de corpul tău, nu știu, de exemplu, ai pus câteva kilograme în plus. Este și cazul meu. În momentul în care ți este rușine, nu prea te miști. Deci ești în inerție. Ești blocat în sentimente negative. Ce fel de gânduri ai atunci când ai rușine? Doar stai un pic și te gândești. Ce fel de gânduri ai? Că nu vrei să fii văzut, că vrei să te bagi în pământ, chiar există astfel de expresii, da? Deci că te bagi în pământ de rușine. Și atunci cum să-ți îndeplinești dorința dacă vrei să te bagi în pământ de rușine? Dacă te simți vinovat, că ai astfel de dorințe, că îți dorești, nu știu, mai mulți bani, că îți dorești un alt loc de muncă, că îți dorești să ai altfel de relații cu oamenii din jurul tău. La fel, ești blocat în sentimente negative. Și cum ai putea să exprimi ceea ce îți dorești dacă te copleșește sentimentul de vină? Dacă ești apatic, dar ce dorințe, că și așa nu se îndeplinește niciuna, mai ești și negativist, așa, am mai avut și eu alte dorințe, vi s-a întâmplat așa ceva? Deci așa, o apatie. Nu mai îmi pun dorințe, că mai bine, de ce să le mai pun, că nu se manifestă. Deci iar nu este un sentiment benefic, dar măcar te gândești un pic la el. Și ce se repetă în mintea noastră atunci? Se repetă credințele noastre și o să fac referire la credințe. De ce? Pentru că ele vin din baza noastră de date. Mintea noastră subconștientă este baza noastră de date. Dacă ești amărât, deci dacă ești, să zicem că ai sentimentul la... deja ai o vibrație mai mare, deci ești la 75 și ești așa, în amărăciune. Uite, nu mi se îndeplinește și mie dorințele. Și atunci, de fapt, nici măcar nu vorbești frumos despre ele și spui cu amărăciune, am avut și eu dorințe și mie nu mi s-au îndeplinit. Da? Iar nu este o energie care să te facă să te miști. Dacă ești la sentiment de frică, deja este vibrație mai mare. Și bănuiesc că mă întrebați, dar de ce frica este totuși o vibrație mai mare decât celelalte pe care le-a spus până acum? Pentru că dacă mi-e frică, măcar frica te face să faci două lucruri. Deci, de frică, ești în sentimentul de luptă sau fugi. Adică fie te vei lupta de frică, de frică să nu mă dea afară din casă, trebuie să fac bani să îmi plătesc întreținerea, trebuie să mă duc să fac ceva, fie te lupți, deci fie o iei la fugă, fie trebuie să plec de aici ca să scap de situația în care sunt. Dar deja te duci către acțiune. Deci observați cum deja crește energia, te duci către acțiune. În momentul în care începi să acționezi, deja începi să obții alte rezultate. La nivelul 125 este dorința și acum aștept să mă întrebați, dar de ce dorința este la nivelul 125? Este fiindcă este acea dorință cu atașament, cu trebuie să am eu. De exemplu, uite, acum m-ați văzut că mi-a pus uleiul pure în aroma difuzor. Mi-am dorit aroma difuzorul acesta care este portabil, se încarcă și după aceea merge. Dacă dorința mea ar fi fost că trebuie să-l am, că nu pot să trăiesc fără el, că viața mea nu mai este frumoasă, fără ceea ce-mi doresc, atunci este o dorință cu atașament. Așa că te rog acum să te gândești cum sunt dorințele tale. Ai acel atașament față de ele. Deci trebuie să am acei bani. Trebuie să am acel obiect. Trebuie să am acea călătorie. Trebuie să am acele diplome. Haideți să vorbim un pic de diplome. Deci la un moment dat ați văzut că la TETA am foarte multe diplome. Însă vă spun că mi le-am luat după ce mi-am lucrat acest blocaj, cum că îmi trebuiau foarte multe diplome. Și acum, de când le am pe cele de la TETA, de fapt nu mă mai întreabă nimeni câte diplome am. Și îmi iau în continuare diplome, deci în continuare mai particip la cursuri, dar le iau fiindcă vreau, fiindcă aleg. Deci observă dacă dorința ta este fiindcă îți trebuie. Și atunci ești într-o stare de hiperactivitate. Mai trebuie să fac și asta, nu mi-e de ajuns. Mai trebuie să iau și altceva, deci încă nu sunt suficient de bun în ceva anume. Vi s-a întâmplat să aveți astfel de dorințe? Trebuie să mai îmi iau o diplomă, trebuie să mai fac un curs. Nu zice nimeni să nu mai luăm diplome, să nu mai facem cursuri sau să nu ne luăm obiecte ce ne dorim fiecare sau să nu fim
în relaționare cu alte persoane, dar fără atașament. Adică mă bucur dacă reușesc să mai fac un curs, mă bucur dacă reușesc să mă mai întâlnesc cu o persoană, însă fără să fie acel atașament. Cum este diferența aceasta? Puțin provocatoare, nu? Că uneori dorința noastră chiar vine așa cu trebuie la pachet. Puțin mai sus decât dorința cu atașament este furia, deci este la nivel de 150 energie. Furia de ce este mai sus decât dorința cu atașament? Pentru că dacă te înfurii, treci la acțiune mai mult. Dorința poate să stea, vreau și eu, dar nu am. În mintea mea, când îmi doresc și nu am, nici nu cred că este posibil de cele mai multe ori. Și atunci rămân doar la gândul că aș vrea, dar nu se poate. E foarte important să observăm ce se întâmplă după ce îmi propun să vreau ceva, adică după ce îmi vine gândul acela, intenția aceea, ce îmi doresc, să îmi observ mintea și să văd oare mintea mea crede că este posibil sau am văzut și eu la altcineva că are ceea ce îmi doresc, pentru că în felul acesta câmpul de energie din jurul nostru ne arată că este posibil. Și aici este foarte important, deși nu ne dăm seama, putem să cădem într-o capcană de invidie. Pentru că dacă mă înfurii că eu nu am și celălalt are, înseamnă că eu încă cred că este posibil doar pentru celălalt și nu este posibil pentru mine. Ceea ce nu este adevărat. Pentru că dacă există oxigen pe planeta aceasta, există pentru toată lumea. Așa există și pentru toate dorințele pe care putem să ni le îndeplinim și, de fapt, în momentul în care cineva își îndeplinește o dorință și este chiar lângă mine, Universul îmi spune Creatorul, îmi spune Dumnezeu, uite că este posibil și pentru tine. Ți l-am trimis aici lângă tine ca să vezi că este posibil. Dar te înfurii. Ceea ce, ok, ca să treci la acțiune, uneori este benefic. Te înfurii și zici, păi dacă a făcut celălalt, hai să fac și eu. E totuși o energie care este mai ridicată și treci la acțiune. Poți să te duci mai sus în sentiment de mândrie. Sunt mândru. Uite cine vorbește. Doar eu vorbesc frumos. Nu mai există altcineva ca mine să vorbească frumos. Mândria te poate ajuta. Te poate ajuta să pui pieptul în față și să ieși și să fii încrezător și să te duci mai departe să spui ceea ce ai de spus. Mândria este încă sub vibrație benefică. De ce? Pentru că este acel sentiment de mândrie care te separă de ceilalți. În momentul în care ai astfel de gânduri că tu ești mai bun decât ceilalți și că ceilalți sunt mai prejos decât tine, nu ești într-un sentiment în care să împărtășești cu ceilalți. Dar dacă această mândrie o transformăm, fiindcă de fapt avem nevoie să transformăm tot ceea ce există sub 200, putem transforma. Sunteți interesați să vedeți cum putem transforma? Bun. De la 200 este nivelul curajului. Și ce îmi place foarte mult când Dr. David Hawkins a explicat ce se întâmplă cu acest nivel, a spus că dintr-o dată, de la nivelul curajului, nu mai există șomaj. Pentru că la nivelul curajului, se spune că te gândești, ok, bun, nu am ce să mănânc, nu am ceea ce îmi doresc, dar te duci, îți iei, nu știu, un spray de geamă, chiar are un astfel de material în care dă acest exemplu, și spune, te duci a doua zi și întrebi, ok, vrei să spăl geamurile? Și întrebi o persoană, două, trei. Ești deja nivel de curaj și îți împărtășești abilitățile și treci la acțiune. Deci ești într-o stare de bună dispoziție și de productivitate. Și să știți că în momentul în care trecem la treabă, știți cum se zice, Dumnezeu este de partea oamenilor care trec la treabă și care își pun dorințele în aplicare. Deci ai nevoie să pui acele semințe ca să poți să culegi roadele. Însă dacă stai și te vaizi că tu nu ai, că tu nu poți face, nu ai cum să reușești să culegi și roadele. Deci în momentul în care ești curajos, treci la treabă. Curaj înseamnă că mergi și întrebi cine are nevoie de produsele, de serviciile tale și, bineînțeles, cu zâmbetul pe buze.
Treptat, treptat, dacă o persoană, două, trei îți spun că sunt mulțumiți de ceea ce tu oferi, de produsele, de serviciile tale, capeți încredere. Deci în momentul în care ai încredere, ești deja mult mai bucuros să începi și următoarea zi. Să fii iar într-o stare de bună dispoziție și de productivitate. Dacă ai încredere, treptat, treptat o să fii și optimist. Adică nu o să mai fie așa zile din acestea negre. O să revin la aceste sentimente de jos, care o să vedeți că ele de fapt nu dispar niciodată. Ceea ce se întâmplă este că nu o să mai stăm foarte mult în ele. Pur și simplu o să ne dăm seama când mai picăm pe aici, pe jos, și o să ne ridicăm cu mai multă ușurință. Deci legat de optimism. Dacă vedem că, nu știu, foarte mult am fost întrebată în ultima vreme dacă mă sperie facturile. Și am zis că n-au de ce să mă sperie. Ele reprezintă, de fapt, o încredere a celui care mi-a dat produsul sau serviciul lui și, de fapt, eu mă bucur că pot să plătesc acea factură, fiindcă în felul acesta acel om la rândul lui o să plătească alte persoane și în felul acesta de lăsăm abundența să curgă. Deci în momentul în care ești bucuros pentru ceea ce faci și ești optimist pentru că dacă eu îmi plătesc ceea ce am de plătit, atunci și alte persoane o să mă plătească pe mine cu ceea ce au de plătit către mine. În felul acesta nu blocăm abundența. Deci în felul acesta există aer, există abundență pentru toată lumea. La nivelul 350 de energie este sentimentul de iertare. Și pentru cei care doriți să fiți pe cont propriu sau care vreți să treceți de la angajat la liber profesionist sau pur și simplu vreți să câștigați mai mult, să știți că iertarea este cheia. Fiindcă nu ai avea cum să fii antreprenor, nu ai avea cum să câștigi din ce în ce mai mult dacă nu măestrești iertarea. Iertarea înseamnă deja să ai acea conștientizare că cealaltă persoană a făcut ce a făcut fiindcă atâta știu să facă, iar tu poți să treci mai departe. Iertarea nu înseamnă să fii prost, deci iertarea înseamnă să înțelegi că celălalt este într-o anumită stare și să înțelegi de fapt ca pe un semnal cum pe tine te ajută să faci o alegere. Și o să vă dau un exemplu pe care îl dau eu de multe ori și la cursuri. Dacă te mușcă un șarpe veninos, ce se întâmplă? Oare de la ce poți să-ți pierzi viața dacă te mușcă un șarpe veninos? Am să aștept un pic să-mi împărtășiți răspunsurile. Deci să zicem că, nu știu, s-a întâmplat ceva și din nefericire șarpele care asta știe el să facă să se protejeze a venit și te-a mușcat. La fel se întâmplă și cu cineva care ne-a supărat. Asta știe el să facă. Ce se întâmplă? Deci de la ce poți să-ți pierzi viața? Uite, aici am un răspuns că de la frică. Ok. Deci dacă să zicem că veninul acela rămâne pe loc. Deci mușcă șarpele și rămâne pe loc acel venin. Deci vine cineva, îți spune o vorbă grea și rămâne pe loc. Ok, deci de la venin. Dar dacă veninul acela rămâne pe loc, adică rămâne acolo, acolo strict. Și o să vedeți cât de ușor o să vă fie de acum încolo să iertați. Pentru că, de fapt, nu iertăm niciodată cealaltă persoană. Noi suntem foarte atenți cu noi și cu ceea ce gândim după ce cealaltă persoană a spus ceea ce a avut de spus. Pentru că nu de la venin se întâmplă ceea ce se întâmplă, dacă poți să îți pierzi viața, se întâmplă de la faptul că sistemul nostru circulator, fiindcă inima noastră bate și sângele nostru circulă, atunci noi putem să ne pierdem viața, fiindcă noi ducem veninul în fiecare celulă. Și acum vă rog să vă gândiți, deci dacă vine cineva și zice ceva, nu știu, vine cineva și zice, vai, ce blondă ești. Poți să te gândești, ok, bun, mi-a dat o informație, sau poți să te superi că ai auzit, nu știu, bancuri cu blonde. Poți să te gândești oare ce a vrut să spună. Deci depinde doar de tine și de credințele tale ce interpretezi din ceea ce ți-a spus celălalt. Și nu înseamnă că să ierți înseamnă să fii prost, înseamnă doar că alegi și poate o să stai mai puțin timp cu o anumită persoană care îți spune anumite lucruri și o să alegi cu mai mult discernământ
unde o să îți pui ideile, cu cine îți împărtășești dorințele și în felul acesta cu cine mergi mai departe la drum. Super! Deci o să fie mult mai ușor să exersați această practică iertarea, pentru că, de fapt, în momentul în care noi ne despărțim de cineva care ne-a spus sau, nu știu, poate ați citit un mesaj și v-a spus ceva, cei care menținem această stare de neiertare suntem chiar noi. Deci, fiindcă noi reluăm aceleași gânduri, reluăm aceleași discuții în capul nostru și în felul acesta noi nu ne dăm voie să exercităm această iertare care nouă ne face bine. Deci iertarea niciodată nu o facem pentru celălalt, o facem pentru noi. Bun, sper că vă este de folos. Înțelegerea deja este un nivel mai sus, este 400. Ne ridică energia. Ce înseamnă înțelegerea? Dacă la un moment dat vă treziți cumva că sunteți, nu știu, bosunflați, că sunteți supărați, că nu vă merge una, că nu vă merge cealaltă și pur și simplu nu se pot opri aceste gânduri, ce poți face este să iei automat ceva care este foarte logic și să-l faci. Nu știu, fă ceva, du-te și spală vasele, este foarte logic. Dacă pui săpun, pui apă, se spală și le vezi și curate, plus de asta să știți că în momentul în care lăsăm și locul curat, deja atragem abundența, pentru că facem liber și chiar este benefic. Abundenței îi place curățenia, îi place să fie spațiu, să aibă unde să vină. Sau mergi și citește ceva care este logic. Deci mergi și citește, nu știu, un exercițiu de matematică, dar pe care să-l poți face. Mergi și citește o carte sau mergi și vorbește cu cineva astfel încât să capeți înțelegere. Deci logica, înțelegerea, este cea care ne ridică vibrația. Sau pur și simplu gândește-te, fiindcă am zis și de semințe care ne aduc rezultatele, gândește-te oare ce poți să faci ca să ai altfel de rezultate. Deci înțelegerea este cea care deja te duce către performanțe de vârf fără stres. Și înțelegerea înseamnă să te uiți și la cei care și-au îndeplinit deja dorințele și să te gândești oare ei cum au făcut. Și să faci mai mult de atât. Mergi către acea persoană și întreabă cum ai făcut să ajungi acolo, pentru că, de fapt, persoanele care au ajuns la destinație se bucură să-ți împărtășească călătoria. O să fii surprins, pentru că poate aparent ți se pare, și chiar așa și este, ți se pare că au ajuns așa printr-un miracol acolo, însă au fost mai mulți pași și se bucură să-ți împărtășească de fiecare dată. Bun. Deci ia o carte, citește, apelează la înțelegere, la cauză-efect pentru a aduce claritate și astfel vei ajunge la performanțe de vârf fără stres și vei putea să-ți îndeplinești dorințele cu mai multă ușurință. La nivelul 500 este iubirea și de acolo lucrăm și cu tehnica Theta. Theta înseamnă accesarea undelor cerebrale, Theta, care noi oricum le accesăm în mod normal și natural înainte de a dormi și în somnul cu vise și imediat cum ne trezim. Deci suntem la nivel de iubire, iubirea nu trebuie justificată, când vine cățelul și dă din coadă și te iubește, nu te întreabă câți bani ai făcut, nu te întreabă cu ce haine te-ai îmbrăcat, nu te întreabă ce prieteni ai, pur și simplu te iubește. Deci acesta este nivelul de iubire necondiționată, de la care deja începi să trăiești în sincronicități și întâmplări extraordinare. Deci dacă simți că ți-a scăzut vibrația, mergi lângă un cățel care te iubește, bineînțeles, și în momentul în care ești într-un spațiu de iubire, o să-ți fie mult mai ușor să-ți găsești soluții pentru ceea ce îți dorești. Recunoștința, mulțumirea pentru ceea ce ai, te face să obții mai mult. Știți cum mai este vorba aceea din popor, că nemulțumitului se ia darul. Dacă spui că eu nu sunt mulțumit de corpul meu, eu nu sunt mulțumit de casa mea, eu nu sunt mulțumit de ceea ce am, fă un efort să găsești motive de recunoștință. Deci, corpul meu, ok, bun, văd că am pus ceva kilograme plus, ce pot să fac? Deci, în momentul în care sunt recunoscător că acest corp mă ajută și mă susține, mă gândesc ce pot să fac. Și uite așa m-am apucat să fac exerciții, să nu credeți că s-a întâmplat o minune și peste noapte și-a revenit corpul meu după ce mai mult timp
am avut alimentația puțin dezorganizată, dar important este să dai atenție și să te bucuri de ceea ce ai ca să poți să transformi. Și ajungi la nivelul de fericire. La nivelul de fericire, să știți că este foarte benefic dacă aveți copii sau să stați în preajma copiilor. Fiindcă acolo este și umorul. În momentul în care râzi, te bucuri de tot ceea ce se întâmplă, efectiv, reușești să te menții cu mai multă ușurință acolo pe vibrație înaltă și să găsești din ce în ce mai rapid și mai ușor rezolvare și să-ți îndeplinești într-adevăr orice dorință. Deci dă-ți voie să râzi, dă-ți voie să te bucuri, dă-ți voie să fii în preajma copiilor, dă-ți voie să găsești lucruri comice care te fac să zâmbești, pentru că deja nivelul de fericire îți aduce serotonină, dopamină, hormon de regenerare. Tocmai de asta îmi place mie foarte mult tehnica Theta, fiindcă lucrând de la nivelul 500 în sus, de fiecare dată când lucrez cu tehnica Theta, există acest sentiment de bine, de serotonină, de dopamină și de hormon de regenerare. Deja de la nivelul 600 este acel sentiment de pace. În momentul în care ai o dorință, ești deja liniștit și ești în pace, ceea ce înseamnă că știi că se poate, că este posibil și orice vine către tine, vine pur și simplu ca o informație. La 1000 este nivelul de iluminare. Bun. Și hai să vedem acum cum ne este de folos, fiindcă am zis că orice am face, oricum o să mai experimentăm și aceste sentimente de jos. În momentul în care, să zicem, nu știu, poate lucrați cu tehnica Theta dacă alegeți sau dacă deja o practicați, sau poate practicați recunoștința, sau poate găsiți lucruri pentru care să fiți fericiți, sau poate lucrați cu puterea înțelegerii și vreți să vedeți partea logică, dar din când în când vă înfuriați. În momentul în care conștientizezi că ești în acest sentiment de furie, nu te mai menții mult acolo, pentru că dintr-o dată ți-aduce aminte, ok, bun, eu pot să fac această schimbare, furia doar vine să-mi dea un semnal că sunt nemulțumit, da? Și că sunt undeva unde vreau să fac o acțiune, dar cumva pe moment m-am blocat acolo și nu mai stau, deci doar o observ ca pe un semnal, ca pe o informație și de aici aleg să plec în altă vibrație. Uneori poate să-mi fie necesară că poate nu am știut să spun nu, poate nu am știut să-mi dau timp pentru mine și a venit doar să mă învețe să spun nu. Și în momentul în care învăț, în Theta se numesc beneficii și facem aceste descărcări de sentimente și tot ceea ce avem nevoie ca și beneficiu, îl păstrăm fără să mai păstrăm sentimentul acesta de vibrație joasă. Deci dacă mie mi-a fost de folos furia să spun nu unei persoane care tot insista, atunci o să-mi descarc din cea mai înaltă vibrație de lumină și de iubire, că știu cum să spun nu de acum încolo, fără să fiu furios. Și vedeți cum pur și simplu devine pur și simplu o informație, ceea ce înainte mă consuma. Deci dacă înainte te consuma să fii într-un sentiment de furie, sau să îți fie frică, nu știu, cum am zis de factor că tot am fost întrebată în ultima vreme, acum stai și te gândești, ok, bun, ce informație îmi dă această situație în care sunt? Și ce pot să fac? Dacă pot eu să fac ceva, să văd ce pot să fac, fiindcă acțiunea deja ne duce către 90% din rezultate, dacă nu, pe cine aș putea să întreb? Deci mă duc la nivel de înțelegere. Da? Pe cine aș putea să întreb încât să ajung la o soluție? Sau pentru ce aș putea fi recunoscător că s-a întâmplat în felul acesta? Ce s-a întâmplat astfel încât eu să pot să aduc această recunoștință? Da? Și în felul acesta, deci, transformăm fiecare intenție, fiecare dorință și alegem dacă ne focusăm pe dorința în sine sau pe ceea ce putem să facem. Și este bine să ne focusăm să știm și unde mergem, deși pe destinație, dar și pe călătorie. Și este important că în timpul călătoriei o să învățăm tot despre noi. Deci în momentul în care alegem să avem o călătorie, o să învățăm tot despre noi. Deci cum vi se pare?
În momentul în care această călătorie a astrelor, fiindcă am pornit de la lună nouă, începe, luna începe să crească. Deci e ca atunci când ai pus o sămânță bună și când îți dai seama că vrei să mergi către a face ceva complet. O să ai mai multe descoperiri și o să-ți dai seama că treptat, treptat, tu ești cel care ești în această călătorie. Astăzi mai vreau să vă împărtășesc că un lucru este foarte important. Cu toții suntem aici pe acest pământ într-o călătorie. Destinația o știm cu toții, deci la un moment dat această călătorie se va încheia, însă este foarte important ce facem în fiecare zi din viața noastră, în fiecare clipă, atâta timp cât trăim. Și este foarte important să ne alegem noi fiecare călătorie, unde mergem și încotro ne îndreptăm pe măsură ce trăim viața noastră de zi cu zi. Fiindcă de multe ori ne focusăm atât de mult pe ceea ce nu avem, încât uităm să trăim fiecare zi. Și este așa de minunat să descoperi fiecare zi. Și îmi doresc din toată inima să descoperiți fiecare zi.